Bună și bine ați venit pe acest canal! Astăzi am pentru voi un unboxing de pe site-ul Duo Cosmetics. Este un site cu produse foarte ieftine. Doar ce am desfăcut cutiuța, a venit ambalat într-o cutiuță de pantofi. Nu mă deranjează chestia asta. Cam astea sunt produsele. Ce pot să vă spun este că au produse foarte ieftine, începând de la 1 leu și tot mai sus. Sunt și foarte multe replici, chinezării și alte chestii. Hai să vă arăt în primul rând ce am luat eu și... Da, o să încep cu acest kit pentru care am și plasat comanda. Este un kit cu farduri sidefate, pulbere. Și o să încerc să desfac, să vedem cum reușesc. Sper să fie și bune și sper să am și o facturică. Astea știu că a fost setul acesta de 4, a fost 12 lei, dacă nu mă înșel. Sincer să vă zic, arată super, super bine. Ia uitați aici. Foarte, foarte drăguț. Merge făcut și cadou. Ia uitați, vine cu această agățătoare. Și o să desfacem. Ah, ok, așa se trag. Și o să le scot de aici. O să încep să o scot pe asta. O să încerc să o scot, da. Cât mililitri are? Sau ce gramaj? Ce gramaj? 2,5. 2 grame jumate. Să și desfacem. Vine cu chestiuța asta deasupra. Cam așa. Vai! Ia uitați aici cât de pigmentat este și doar am atins. O să-i pun căpăcelul și mă bucur tare mult. Deci 12 lei am dat. Cred că m-am umplut de fard din acesta și cred că nu mi-am luat niciun șervețel primit pe aici. Da. O să-l desfac și pe următorul. Nu o să le deschid pe toate că nu are rost. Ce trebuia să văd am văzut deja. Sunt super pigmentate, ceea ce mă și interesa. Nu aveam așa ceva în colecția mea de make-up. Ia uitați cât de pigmentat poate să fie. Super, super frumos și sunt super încântată de acești pigmenti. Și ce nu v-am spus este că am luat două. Am zis, dacă tot iau, hai să iau două. Ceea ce e ok, doar că sunt în aceeași nuanță, dar la 12 lei cât am dat eu pe setul ăsta chiar nu îmi pare rău și mă bucur mult că le-am luat. De mult căutam ceva de genul îmi trebuia. Așa că da, sunt binevenite. Am aici la doar 2 lei, cred că a fost. Stai așa că am găsit și o facturică. Să vedem dacă pot să găsesc prețul aici. Da, am aici... A fost 12 lei, da. Aceste seturi au fost 12 lei unul. Iar la restul știu sigur ce am comandat. Am avut și 4 acetone. Ia uitați aici. Una din ele, bucata are 60 de mililitri. Eu am luat 4, 3 din astea pe roz și una mov. A fost doar 1 leu bucata. La mine aici, în zonă, este în jur de 4 lei, 5 lei una, așa că am zis să profit de ofertă. În continuare mai am acest clește, la fel și de asta aveam nevoie. Este un clește pentru genele false, chiar nu aveam și foloseam o pensetă normală. Cum am văzut-o pe asta, văd că prețul ei este de 8 lei, dar eu știu că am dat 4 lei pe ea. Stați să mă uit pe factură. Da, 4 lei a fost la reducere această ustensilă. Mai am și câteva pudre. Știu că astea au fost, văd că a curs ceva sclipici, dar nu e nicio problemă, o să le șterg eu. Stați așa să le scot pe toate. Da, haideți să vă arăt pe asta. O să șterg puțin așa. Trebuia să-mi iau niște șervețele aici. Este o pudră pulbere.
Nu pot să o desfac. M-am umplut de sclipici. Chiar nu pot să o desfac, nu știu cum. O să vă arăt prin... Ia uitați ce... Nu are niciun capac, nu are nicio protecție. Mai am încă... Una, două, trei. Mai am încă trei pudre iluminatoare pulbere. Ia uitați, cam așa arată. Este argintie. Dar pe site nu părea argintie. Mă rog, a fost 3 lei una. Este super, super pigmentată și... Ia uitați ce m-am făcut pe mâini. Poate fi folosită în mai multe scopuri și o să o pun aici. Chiar nu o să o desfac că nu are rost. O să pun puțină pauză. Am revenit. Cățelușa mea începuse să facă pe aici gălăgie. Și o să vă arăt ce am mai luat în continuare. Am luat acest eyeliner de la... Cum se numește? Music Flower. L-am mai văzut la mai multe fete în haul-urile acelea sau make-up-urile cu produse ieftine de la magazinul din Kohl's. Și am înțeles că este super, super bun. Imediat îl scot și de aici să-l vedeți și voi. Eu nu am mai folosit un gel din acesta cu pensulică, dar... Întotdeauna este timp să încercăm și lucruri noi. Vine cu acest spulii super micuț și cam așa arată tușul. O să îl și deschid. Foarte negru. Deci, da, acum să sperăm că este și bun. Imediat vă spun cât a fost și ăsta. Prețul lui văd că întreg a fost 16 lei. Iar eu am dat pe el, imediat vă spun, 13 lei 45, 13 lei 50. Pentru sprâncene am luat aceste două creioane de sprâncene în nuanța maro. Ia uitați cam așa vine, o să fac și aici pe mână. Wow, super cremoase! Ia uitați aici. Chiar îmi place mult și are și o ascuțitoare. Și acest spulii. Cât credeți că au fost astea? Doar 2 lei bucata, dacă vă vine să credeți. În continuare mai am aici un tot un creion. O să fac și un swatch. Un creion de ochi argintiu. Și aici este swatch-ul. O să mai fac unul ca să vedeți că ăsta este. Super, super drăguț. Deci chiar sunt super încântată de produsele astea. Și ăsta a fost un leu, dacă nu mă înșel. Imediat vă spun. Cum se numește el? Lady Creation. Da, a fost un leu ăsta și avea multe alte nuanțe, nu înțeleg de ce nu mi-am luat mai multe, dar nu știam cum este. Mi-am luat și două creioane de ochi albe. Aveam nevoie pentru linia apei, am încercat să fac ceva machiaje și nu aveam un creion alb, așa că am luat două să vedem care este mai bun. L-am luat pe acesta de la Ada, veșnicele creioane Ada. Ăsta a fost un leu. Și o să-l încerc acum să vedem cum este. O să fac un swatch. Cel de aici, super cremos și îmi place mult. Chiar mă bucur că l-am luat. Și l-am mai luat pe acesta de la Essence. Ia să vedem și ăsta cum este. Sincer, să vă zic, îmi place mai mult ăsta de la Ada. Mi se pare mult mai intens și mai cremos. Dar o să vedem. Ăsta a fost 7 lei. Am și câteva rimeluri, imediat vă arăt. L-am pe acesta de la Fenty Beauty mascara. Este o replică, bineînțeles, a fost doar 3 lei. Dar am zis să o iau să o încerc. Momentan nu prea folosesc rimel, dar na, nu strică. Aceasta este pensulica. Deci ăsta este rimelul de la Fenty Beauty. Da, să vedem. Acum
Mi se pare un pic ciudată pensulica asta, super, super gigant. Ia uitați, cred că așa se vede mai bine. Dar are un negru intens și la doar 3 lei ce se cer mai mult de atât. Nu știu dacă o să fie pe gustul meu, dar își merită banii cu siguranță 3 lei. Mai am unul de la Kiko. La fel, cred că o replică. O să-l desfac și pe acesta. Dar cred că... Nu, ăsta este un tuș. O să fac aici un swatch. Deci astea știu că au fost 3 lei bucata. Nu o să mai... Bine, am făcut eu o liniuță cam groasă. Dar e ok. În continuare mai am acest creion de sprâncene, la fel, nuanța 002. Maro. Un maro mult mai închis. O să-i fac și la asta un swatch. Da, asta cred că mi se potrivește mult mai ok decât celelalte. Ăsta a fost 2 lei. Am și două rujuri lichide mate și am nuanța... Da, nu cred că are o nuanță. Nu. O să vi le arăt așa pur și simplu. Sunt două nuanțe ciudățele, cel puțin ăsta mi se pare ciudățel și pe cameră se vede și mai ciudățel. Iar ăsta îmi place mai mult, de la Huda Beauty Liquid Matte. Clar nu este de la Huda Beauty, au fost 8 lei bucata. Miroase a ciocolată. Imediat vă arăt că am făcut swatch aici pe mână. Vai, deci ăsta e superb. Care v-am zis că îmi place. Deci, cum să vă arăt? Cel de aici este cel ciudat, care chiar e o nuanță ciudată, iar ăsta este un nude superb. Chiar îmi place mult. Cu siguranță o să meargă la multe lucruri. Și da, astea au fost 8 lei bucata. Iar aici mai am un mascara, dar nu o să-l desfac, v-am spus, am luat destul de multe și nu are rost, de la Dermacol. Clar nu este de la Dermacol, nu cred că este, a fost 3 lei. Mai am încă unul de la Huda Beauty. Acesta spune că este waterproof. Și încă două produse mai am și terminăm. Mai am aici Huda Beauty Waterproof Mascara, la fel. Asta cred că l-am scăpat, da, l-am scăpat când am desfăcut comanda. Ia uitați și l-am spart. Văd că prețul lui întreg a fost 10 lei. Dar eu v-am spus, l-am luat cu 3 lei. Și aici mai am de la Huda Beauty un eyeliner waterproof. Pe asta o să-l desfac, că astea cu siguranță le folosesc. Ia uitați ce aplicator are. O să fac și un swatch să vedem unde. Nu prea îmi place care pensulica aceasta destul de tare. Cel de aici este. Și dacă ați văzut, mi-am pus și unghiuțele. Știu că am zis că o să mai aștept puțin, dar am zis să le fac. Cam așa arată ele. Nu știu dacă se vede bine, dar mie îmi plac mult. Și da, cam asta a fost toate produsele. Asta a fost comanda mea. Dacă vreți să aruncați un ochi la ei pe site, vă invit să o faceți. Au produse destul de ieftine și, sincer să vă zic, toată comanda a meritat pentru setul ăsta. De mult căutam ceva de genul și tot spuneam la toată lumea că au ceva de genul, dar nu găseam. Și astea au fost doar 12 lei și sunt super încântată de ele. Și da, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă pup și vă aștept în continuare pe acest canal. O seară frumoasă! La revedere!